A patra seară de petrecere la Electric Castle a început cu ploaie. Festivalierii nu s-au lăsat speriați de vreme și au profitat din plin de fiecare moment petrecut în curtea castelului Banffy. După ce au dansat în ploaie, tinerii au continuat petrecerea până dimineață. Ploaia torențială, care a durat aproximativ o oră, a răcorit Bonțida și a pus pe pauză distracția unora. Alții au continuat să petreacă chiar și în ploaie. Odată cu lăsarea serii au început concertele zilei, iar vremea a ținut cu petrecăreții. Toată lumea s-a bucurat de show-urile celor de la Massive Attack și Jason Status, iar la celelalte scene, DJ-ii au întreținut atmosfera. Seara e mult mai bine, e și răcoare. Chiar și acum încă e destul de cald, dar e bine. Până când petreceți? Până dimineața? Până la... Nu comentăm. Cam până la 6-7. Petrecerile au început încă de la miezul zilei. Că a fost vreme ploioasă sau caniculă, lumea s-a simțit bine. Dacă îmi place muzica asta, o și până dimineața, depinde foarte mult. Aveți gașcă cu cine să petreceți? Da, suntem mai mulți decât atâta. Da, da. Aici, asta e numai de... E numai așa, face parte din outfit, dar niciodată nu se poartă. Stați până dimineața la petrecere, rezistă. Fiecare zi. Vă prinde răsăritul aici? Tot timpul. Înainte să înceapă distracția la scene, tinerii au explorat întreg festivalul. Au încercat toate activitățile și nu au ratat ocazia de a se fotografia în cele mai instagramabile locuri. Această tânără a venit și cu o ținută specială pentru Electric Castle. Am văzut asta care mi-a dat un vibe de Lady Gaga din telefon și am zis, dacă tot ajung aici la Electric, să mă simt cât de extra se poate, că numai la festivale pot să mă simt eu însumi, că în rest pe stradă se mai uită lumea mai dubios. Oricum ești puțin în evidență aici. Da, m-am obișnuit deja. Și zonele cu mâncare au fost luate cu asalt în timpul zilei. Cei care nu vor să fie serviți ca la restaurant preferă să își cumpere ingredientele din supermarketul festivalului și să își pregătească mâncarea la grătar. Ce le pregătești prietenilor tăi? Păi niște cărnăciori, mititei, câteva cefe. Noi le pregătim focul, da, grătarul. Și o prăjești singur, dacă au nevoie de un pic de sfat, le dăm noi, îi ajutăm și mai mult, că nu se descurcă toți, și în rest le dăm condimente. Ne pregătim de sărbătoare să, cu omageatul domnul Badei Bogdan, ambasadorul. Ce sărbătoare e? Este ziua mea și facem un grătarelă să prindem niște puteri pentru distracția de azi seara. Electric Castle se apropie de final. În această noapte vor avea loc ultimele concerte la Castle. Pe scena principală va urca starul american Sean Paul. A patra seară de petrecere la Electric Castle a început cu ploaie, vă spuneam, și ați văzut cât de bine s-au distrat oamenii. La peste 40 de grade Celsius, bătrâna din imagini încearcă să scoată apă din fântână aflată peste drum de gospodăria sa. Nu are de ales, căci la robinet apa curge doar după un program strict. De la 7 dimineața și până la 11. Și la 7 seara până noaptea. De vreo 2 săptămâni a băgat programul, că uite, udă lumea și o strică. Ca să umple o găleată, bătrâna trebuie să scoată apă de mai multe ori, căci fântânile sunt aproape secate. Chiar și așa, apa pe care o scoate nu o poate folosi în toate treburile gospodărești. Spăl vasele, cu ea spăl rufele, mâncare de aici nu fac, tot de la robinet fac, că de-aia am băgat și apă în casă acolo. Să nu ai apă potabilă, să nu poți să faci o baie, să nu poți să filtrezi apa. Deci nu mi se pare ok. Înțeleg că tu muncești în alte țări și vii în vacanță. Da, vin în vacanță, da. Deci e o vacanță de coșmar, da, pentru tine. O vacanță foarte de coșmar. Din cauza secetei, forajele care alimentează comuna cu apă nu mai fac față. De nevoie, localnicii din Cozieni merg prin vecini, acolo unde oamenii și-au forat puțuri în propriile gospodării. De la 1-2 sau aproape, cam 2, până la 7 seara. Nu e apă. 7 și ceva, dar nu e. Uitați, am luat de băut și
mai punem și la o leacă de ciorbiță. Și în curte, zarzavaturile cu ce le udați? Nu le udăm. Nu le mai udați? Nu le mai udăm, doamnă, nu le mai udăm. Păi dar de ce să le, cu ce să le udăm dacă noi n-avem nici pentru animale? Animalele primesc și ele apă cu porția, fie din butoaiele în care sătenii strâng rezerve, fie din râul de la marginea satului. Potrivit autorităților, deficitul mare de apă din pânza freatică a dus la crearea acestei situații. Cele 6-7 forașe care le avem nu mai fac față consumului, fiind și vară. De-abia se reușește să acumuleze apă în perioada când e oprită pentru a furniza cele 8 ore pe zi. Potrivit datelor furnizate de oficialii de la Apele Române, apa este furnizată cu restricții în aproape 300 de localități din toată țara. În topul județelor care se confruntă cu probleme se numără Botoșani, Vaslui, Iași și Vrancea. Suntem campioni la un capitol inedit. Dăm cele mai multe comenzi de shawarma și kebab din toată Europa de Sud-Est. Anul trecut, de pildă, românii au plasat 4 milioane de comenzi cu aceste sortimente, iar vânzările merg bine, inclusiv pe caniculă. Semn că shawarma nu depinde de vreun anotimp. Bună ziua! Bună ziua! O shawarma mare la Lipie, vă rog. O doriți picantă sau dulce? Dulce. Cât de des se dau astfel de comenzi? În 2023, românii au cerut 4 milioane de porții de kebab. Suntem pe primul loc la acest capitol între 23 de țări. România a dat 69% din comenzile de kebab din toate țările Europei de Sud-Est. Comanda dumneavoastră e gata, ce-a urmat la păcurie și Cristi la păcurie. Poftă bună să vezi! Se face și rapid și este și gustos, adică... O masă rapidă, nu? O masă rapidă și gustoasă în aceeași timp. Acum, nu știu dacă ne îngrășăm, dar e ok. Merge și vara când e cald afară o shawarma sau... Merge la răcoare. E vorba de un fel de mâncare fără sezon, spun clienții din Timișoara. Nu consider că ar fi neapărat o diferență, sincer zic. Cred că mai degrabă ține foarte mult de ce pofte au oamenii în mod normal, în momentul respectiv. Adică de obicei ca studenți nu ne gândim tare mult dacă vrem sau să ținem cont de sezon. Dacă nu e foame, de obicei primul gând e poate chiar să nu... Orice anotimp, eu îmi iau orice ce mi-este poftă. Și dacă este burger, și dacă este salată, orice ar fi. Nu contează sezonul, nu? Nu, absolut deloc. Deci, de ce sunt atât de gustoase aceste preparate și preferate de noi toți? Nu știu, cu felul cum le prepară, poate cum le condimentează, poate noi nu știm să le preparăm în același mod și atunci sunt mult mai gustoase. Acest lanț de shawarmerii din Cluj are vânzări record în fiecare lună. Câte shawarma vindeți într-o zi? Depinde aproximativ de vânzare, știi? De exemplu, 400-500 de zi, asta de exemplu, oamenii și pe online. Da, și costă, și shawarma, și tot. Mai revin? Revin, nu? Deci aveți și clienții, da, ca fi normal, cumva. Normal, da. Shawarma cu de toate e la mare căutare. Deci atunci, porumb, salată, verde și roșii. Mănânci de shawarma? Să zic o dată la două săptămâni, cam așa. Comand și acasă? Mai comand, câteodată, da. Vin în locație și iau la pachet, de obicei. E mai gustoasă. E mai gustoasă. Mai și mult? Puțin, puțin mai sănătoasă. Deci poți face combinații, o idee mai sănătoasă. Inclusiv livratorii confirmă nebunia. Cel mai vândut produs, cel mai cerut, cel mai livrat, peste tot. Din start. Am înțeles. Bate tot. Cele mai căutate sortimente sunt shawarma mare de pui, kebab la farfurie, ori shawarma de curcan. Cine merge la festivalurile de muzică din această vară și vrea o coafură specială, poate să aleagă codițele împletite. Acestea sunt ușor de purtat, oferă un look exotic. Mai mult decât atât, hairstyliștii adaugă și extensii colorate, care, nu-i așa, te scot în evidență. Aici avem o coafură box braid, multe codițe și mărunte. Această coafură se poate purta până la maxim 2 luni și i-am pus câteva accesorii de festival ca să fie în ton cu evenimentele care urmează. Accesoriile sunt cu fluturaș pentru că ea este foarte drăguță și e ca un fluture de frumoasă. Codițele afro sunt cele mai cerute vara aceasta. Tinerele care îndrăznesc să poarte o coafură exotică și foarte practică aleg astfel de împletituri spectaculoase chiar dacă trebuie să petreacă ore bune la salon. Ioana, de exemplu, este foarte încântată de noul look. Mi se pare că e cea mai ușoară metodă de a-ți schimba look-ul acum pe perioada verii pentru festival și e foarte interesantă coafura. Destul de frecvent apelez să-mi schimb culoarea părului brunet, blond. Pe perioada festivalelor chiar apelez la culori mai excentrice, roz,
sau albastru, în funcție de ținutele pe care le voi purta. Culoarea părului se poate schimba cu ajutorul extensiilor de păr în diferite nuanțe, care se împletesc împreună cu părul natural. Anul acesta, tendința este să se poarte mai mult nuanțele de roz, mov deschis, mov puțin mai închis, și accesoriile care vin puse pe codițele împletite. Chiar recomand pentru festival să încercăm să purtăm tot ce n-am purtat în cursul anului și ne dorim. Codițele sunt ușor de purtat și extrem de practice, mai ales în zilele caniculare. Având în vedere că extensiile vin și dau volum părului, dau și lungime, trebuie, la început trebuie să te obișnuiești puțin cu greutatea lor, iar ulterior, după ce te-ai obișnuit, este chiar foarte confortabil, pentru că ele sunt individual făcute, una câte una, și aerisește cumva scalpul. Și nu doar fetele apelează la împletituri atunci când merg la festivalurile de muzică. El este pregătit pentru festival. Mai nou și băieții își fac coafuri cu împletituri. Codițele împletite sunt și rămân mereu la modă, mai ales în perioada verii, atunci când ne ajută să trecem mai ușor peste zilele caniculare. Un tânăr de 26 de ani a vrut să iasă din cercul vicios al fermierilor, care se plâng de faptul că stau cu marfa nevândută, așa că a investit într-o plantație ecologică, dar și într-o fabrică de procesare. Marfa lui este considerată rafinată și sănătoasă, așa că ajunge inclusiv la export în Coreea de Sud, în Emiratele Arabe sau în Statele Unite ale Americii. Orațiu are 26 de ani și din 2020 a pus bazele acestei plantații de aluni ecologici. Am vizitat mai multe plantații în străinătate, am fost în Italia, am fost în Croația, am studiat foarte mult și în colaborare cu diverse instituții de cercetare. Ne-am dat seama că este o oportunitate fantastică, atât în regiunea noastră, cât și în această parte a Europei, să dezvoltăm ceva inovativ, să spargem barierele convenționale. Alunul ecologic e o cultură de nișă, iar Horatiu s-a bazat pe faptul că, la nivel mondial, cererea e mult mai mare decât oferta. Considerăm că putem, de fapt, să fim atât inovativi pe de-o parte, cât pe de altă parte să reușim în acest mod să creăm plus valoare, să creăm locuri de muncă și, de ce nu, să punem România pe harta mondială a producătorilor de alune certificate ecologic. Plantele de pe cele 50 de hectare sunt îngrijite de specialiști. Nimic nu se face aici după ureche. Țin să dezmint mitul că nucul și alunul nu au boli și nu au dăunători. Au, comparativ cu alte specii pomicole, mai puțin într-adevăr, dar sunt prezenți și pe aceste plante. Noi efectuăm 4-6 tratamente fitosanitare, dintre care 2 în repausul vegetativ și 4 în vegetație. Însă nici vorbă de chimicale. Toate substanțele folosite sunt certificate ecologic. Odată recoltate, alunele ajung într-o fabrică modernă. Ajung aici la partea de procesare, unde noi cu mare grijă și cu transparență le procesăm. Prima dată, alunele acelea pe care le recoltăm noi de la plantația noastră, le sortăm, le uscăm, aducem la un punct optim. După aceea se ajunge la o procesare principală și foarte importantă, operațiunea de prăjire. Ce produse ies de aici? Avem 16 produse, și anume alune de pădure prăjite, prăjite cu sare, prăjite cu ciocolată neagră, alune de pădure crude. Avem și 4 tipuri de creme, ulei din alune, ambalat la 100 de ml și la 240 de ml. Acesta se folosește pentru salate, pentru paste. Avem făină din alune, făină din alune proteică, granule simple și granule caramelizate. Iar lista e mult mai lungă. Conține inclusiv ciocolată cu alune, fără zahăr și alte produse sănătoase pentru copii. Am ajuns în 5 locații la nivel internațional. Am ajuns în Germania, am ajuns în Italia, am ajuns în Coreea de Sud, am ajuns în Emiratele Arabe Unite și chiar în Statele Unite ale Americii. Iar Horatiu are planuri mari, așa că vrea să exporte și în alte țări. Sunt români care petrec cât un concediu întreg în mașină, o săptămână întreagă. O vacanță în Grecia, au ajuns să stea bucureșteni în mașină, pe drum, spre serviciu și înapoi. În aceste condiții, tot mai mulți angajați ajung să se mute cu locuința aproape de serviciu. Exasperat de cât timp pierde în trafic spre muncă și înapoi spre casă, Radu a decis recent să-și caute altă casă cu chirie. Din aviație unde să mă mut, fac cam 10-15 minute. Deci economisesc
în fiecare zi 40-50 de minute. Tu aș putea să vin și pe jos, 15 minute maxim aș fi aici. Deși nu este ușor să facă o asemenea schimbare, spune că timpul este mai prețios decât orice. Bucureștenii pierd în fiecare an, în medie, un concediu întreg în trafic. Orele adunate în drumul spre muncă sau spre casă însumează o săptămână. Am colegi care fac naveta din zone mult mai îndepărtate sau chiar din Ilfov și care pierd în fiecare zi în trafic până la 2 ore. Vin la serviciu poate cu o oră mai devreme decât restul lumii, doar ca să evite aglomerația dimineața din trafic și nu e loc normal. Radu este unul dintre cei mulți care au decis în ultimii ani să se mute mai aproape de locul de muncă. Făceam cam o oră cu mijloacele de transport în comun, iar acum fac undeva la jumătate de oră, s-a mai redus un pic timpul. Să mergi cu mașina nu era opțiune, pentru că la ora 7 dimineața traficul în București este îngrozitor. Și da, trebuie să găsesc ceva mai aproape, pentru că și pe jos, dacă veneam cu metrou, tot făceam o oră, o oră și ceva. Cine nu-i pregătit de chestia asta în București, o să... inevitabil o să se ducă în direcția de a căuta un loc de muncă cât mai aproape sau ceva remote. Agenții imobiliari spun că, pe lângă timpul câștigat, mutatul aproape de serviciu aduce și alte beneficii. Mental te gândești că faci doar 7 minute până aduce copiii la școală și încă 15 să ajungi la birou versus 2 ore în total, îți oferă un confort mental care te face să fii mai productiv, mai relaxat și să ai o viață bună la finalul zilei. Conform unui studiu, Bucureștiul este pe locul 4 în Europa și pe 8 în lume, în rândul celor mai aglomerate capitale. Caserolele gata pregătite cu salate și fructe deja tăiate, pe care le cumpărăm din supermarketuri, ne hrănesc stomacul, dar ne golesc buzunarul. Așa se face că pentru un drum în minus la piață, din lipsa timpului sau din cauza comodității, ajungem să cheltuim sume costisitoare pe porții de doar câteva sute de grame. Tot mai multe supermarketuri au amenajate raioane cu produse gata de consumat. Vara, cele mai cumpărate sunt salatele și fructele feliate, care se vând la casolete. Salată grecească, 280 de grame la 30 de lei. Lorena cumpără și de 5 ori pe săptămână astfel de gustări. E mult mai la îndemână și dacă ai resurse de timp limitate, poate nu ai neapărat disponibilitatea, nu ai timpul sau nu ai energia să te duci la piață să-ți faci cumpărături sau nu ai spațiu de depozitare și atunci e mai la îndemână să te duci la un supermarket și să iei ceva ce e deja ambalat decât să, cumva, să te duci la piață. Prețul ajunge și la 30 de lei pentru câteva sute de grame. Dacă asta e 30 de lei și o iei deja făcută, e mult, că cu 30 de lei iei mai multe kilograme de legume din piață și dacă ai deja niște brânză luată din piață sau whatever, da, deci e mult raport. Îți faci mult mai multe... Poți să-ți faci, cred că, nu știu, 10 salate sau mai bine, deci să ajunge peste o săptămână de muncă. Că dar ce ne ține să nu facem lucrurile astea? Timpul, comoditatea, lejeritatea. Consumatorii de produse de-a gata sunt mai ales persoanele cu vârste între 18 și 45 de ani, angajate în mediul urban. Cred că câștigi la timp, că vii direct, le-ai luat, le-ai mâncat, ai plecat. Așa, te duci la birou, taie, le faci murdărie, mulți nu preferă asta. Cred că de 2 sau de 3 ori pe săptămână, sigur, 100%. Deci din lipsă de timp? Tot ajungem la ceva gata preparat. Prin comparație, aceeași salată cu legume cumpărate din piață are un preț semnificativ mai mic. 4 roșii așa, medii, foarte frumoase, așa, care costă 2,80 lei. Așa, 3 castraveți medii, care costă 2 lei, 4,70 lei. O ceapă roșie, care costă 50 de bani, 5 lei. Un ardei verde, ăsta este aromat pentru salată, este special pentru salată asta, care costă 1 leu, 6 lei. Gata salata. Și în cazul fructelor, porțiile mici, dar gata pregătite, costă. De 27 de lei și avem ananas, apine, pepene galben. 27 de lei și o caserolă la 500 de grame. Pe un mix de fructe de 500 de grame din supermarket dăm aproximativ 27 de lei. În schimb, în piață, pe aceleași fructe dăm 40 de lei și aici vorbim de un pepene de 2 kg, un ananas și o caserolă de afine. De aici vor ieși aproximativ 5 salate. Caserola asta de 500 lei. Da mult. Mi se pare exagerat. Și la dumneavoastră le găsim ea? Păi, una din aia cred că o faci cu 15 lei maxim. Avem aici un ananas cuburi 150 de grame. Și ananas la bucată, 4 bucăți, la
16 lei. 4 feliuțe de ananas, 15 lei. 15 lei? 4 feliuțe de ananas. Aole, păi din ăsta iese, cred că ies 8. Deci ați vinde ananasul? Aș vinde la suprapreț. La suprapreț. Adică n-aș mai vinde nimic decât ananas, că mi-ar conveni, nu? La banii ăștia. România alocă cea mai mare parte a veniturilor lunare pe alimente. În clasamentul european, țara noastră ocupă primul loc cu un procent de 23,7%. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție, dar vă aștept diseară la ora 18 la principalul jurnal al zilei. Pe curând, o zi bună să aveți! Bună ziua! Meteorologia a emis cod galben de instabilitate atmosferică până în această noapte la ora 23 și în cea mai mare parte a Transilvaniei, Moldovei, Munteniei și a zonei montane, precum și în Dobrogea continentală, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse cu caracter torențial, intensificări ale vântului și pe arii restrânse, vijelii, rafale de 50-70 de km pe oră, grindină și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20-25 de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 40 de litri pe metrul pătrat. Iar până mâine, meteorologii au emis și cod galben de caniculă. În sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în Dobrogea continentală, valul de căldură va persista, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34-36 de grade și izolat de 37 de grade, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. Astăzi, căldura se va domoli în cea mai mare parte a țării. Totuși, caniculă și disconfort termic ridicat vor mai fi local în sudul și sud-estul teritoriului. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în Transilvania, Maramureș, Moldova și la munte și local în celelalte regiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă local de 20-25 de litri și izolat de peste 40-50 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi vijelii și cădere de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 35 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. Muntenia local se anunță instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin averse cu caracter torențial și descărcări electrice. Vor fi 32 de grade la Pitești și 35 la Slobozia. Și în Transilvania vor fi averse însoțite de descărcări electrice, iar pe alocuri chiar și vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă local de 20-25 de litri și izolat de peste 40-50 de litri pe metrul pătrat. Se anunță 26 de grade la Cluj-Napoca și 31 la Alba Iulia. În Moldova, căldura mai scade din intensitate. În schimb, și aici vor fi episoade cu instabilitate atmosferică. Mercurul din termometri ajunge până la 24 de grade în Botoșan și 35 la Galați. În vestul țării, temperaturile mai scad. Cerul va fi variabil, dar local vor fi și averse și intensificări ale vântului. La Baia Mare se anunță 26 de grade, în timp ce la Timișoara vor fi 31. Instabilitatea atmosferică ajunge și în Oltenia. Vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și intensificare ale vântului. Se vor înregistra 30 de grade la Târgu Jiu și 34 la Slatina. În Dobrogea cerul va fi predominant senin, dar local își vor face apariția și ploile de scurtă durată însoțite de tunete și fulgere. Temperatura va atinge 30 de grade la Sulina și 35 la Tulcea. În București se anunță vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Maxima va atinge 34 de grade. La noapte cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 22 de grade și va caracteriza o noapte tropicală. Căldura se mai domolește de mâine. Cerul va fi variabil, iar maxima atinge 33 de grade. La munte, mai ales pe parcursul zilei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă local de 20-25 de litri și izolat de peste 40-50 de litri pe metrul pătrat, iar pe alocuri vor fi vijelii și căderi de grindină. Vor fi 21 de grade la Stâna de Vale și 26 la Brașov. La mare, vremea va fi călduroasă. În orele amiezii, disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza și noaptea, când trecător vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura din regiune va oscila în jurul valorii de 33 de grade. Apa mării va avea 28 de grade Celsius. O după amiază liniștită.